Bun venit la un nou episod realizat de Dr. Fito în parteneriat cu Despre Copii. Eu sunt Simina Adamescu, moderator Despre Copii și vă invit ca în minutele următoare să rămâneți alături de mine și de invitata mea, Alexandra Nistor, farmacist și reprezentant Dr. Fito, pentru că vom vorbi despre cum pregătim copiii pentru întoarcerea în colectivitate. Vom vorbi despre cum prevenim răcelile, infecțiile, dar și cum putem trata eventualele neplăceri care pot apărea în această perioadă. Bună, Alexandra, și bine te-am găsit! Bine te-am regăsit! Cum pot părinții să pregătească copiii pentru întoarcerea la școală și să prevină infecțiile respiratorii? Doamne, asta este un subiect, cum să zic, cred că cel mai controversat dintre toate. Există o panică generală, că știm imediat după ce ajungem, după ce începe anul școlar, într-o săptămână, două, încep primele neplăceri, primele tipuri de infecții respiratorii. Ele pot fi niște viroze simple, niște viroze mai complicate, tot felul de infecții bacteriene de asemenea, dar în general vorbim de viroze. Lucrul acesta se întâmplă pentru că ne reunim cu toți în colectivitate, deci în săli de clasă, mai mulți copii la oaltă și fiecare aduce ce a avut acasă. Exact. Aduce ce a avut acasă și captăm unii dintre noi, nu ne îmbolnăvim, ceilalți sunt mai sensibili și imediat ce au intrat în contact cu un virus exprimă și primele simptome. Da, și atunci există o preocupare a părinților în acest sens, ca înainte de intrarea în colectivitate, acolo cu câteva zile, să le ofere o zonă de protecție. Și ce facem? Intrăm în farmacie și în farmacie vedem o sumedenie de rafturi cu produse și ne gândim cum alegem, ce alegem, ce o fi mai bine. Și alegem în general pe bază de, adică pe criterii vizuale. Am văzut o reclamă, mi s-a părut interesantă, uite, ăștia promovau că produsul face această zonă de protecție. Uh-huh. Alții cumpără pe baza experienței personale produse pe care le-au mai utilizat și și-au dovedit eficacitate. Alții dintre noi apelăm la recomandarea specialistului de la fața locului, uitați, luați așa, sau vin cu recomandare de la medic. Deci nu avem niciun fel de... nu avem niște criterii foarte clare. În schimb, trebuie să urmărim câteva aspecte, zic eu, foarte importante. În primul rând, să fie un produs de calitate. În al doilea rând, să fie un produs care să conțină acele microelemente de care avem nevoie când vorbim de sprijinul sistemului imunitar. În al treilea rând, să se adreseze grupei de vârstă în care ne aflăm. Și în al patrulea rând și cel mai important este să ne-l administrăm pe o perioadă de timp suficientă încât lucrul acesta să aibă un efect. Imunitatea nu este un băț de chibrit care îi dau foc și arde așa imediat și își ridică nivelul într-o săptămână sau în câteva zile. Este un proces de durată. Administrarea trebuie să aibă loc cu minim 10 zile înainte de intrarea în colectivitate, dar cine se gândește la sfârșitul lui august când încă suntem în vacanță, când septembrie oricum se comportă ca o lună de vară de cele mai multe ori, cine se gândește să se ducă, să înceapă, să prevină, să prevină anumite lucruri care pot apărea în septembrie, octombrie, noiembrie. Dar tocmai pentru ca să fim protejați în septembrie mijloc, octombrie și noiembrie, este bine să o luăm mai gradual, pentru că așa cum spuneam, lucrurile nu se întâmplă extrem de rapid așa. Imunitatea are o curbă, e ca o bicicletă care urcă un deal la aproape 90 de grade și urcă foarte, foarte, foarte încet și anevoios. Ajungem sus, în platou, stăm acolo o perioadă de o săptămână, maxim 10 zile și apoi curba aceea, bicicleta începe să coboare panta pe partea cealaltă. Deci ca atare, noi trebuie să avem acoperite aceste trei planuri.
Și lucrul acesta se întâmplă cam într-o perioadă de 30 de zile. Urcăm vreo 10 zile, rămânem 10 zile în platou și coborâm în 10 zile. Tot ușurel, dar coborâm. E, și atunci propunerea sau pediatrilor în general și studiile ne arată că ideal este să facem această acoperire timp de 3 luni. Da? Deci timp de 90 de zile, în așa fel încât să dăm posibilitatea acestei curbe să ne acopere tot intervalul de risc. Practic toamna. Dar acum ați văzut că sezonalitatea virusurilor a dispărut. Când a apărut pandemia de coronavirus, i-a apărut februarie, martie, aprilie și toată vara anului respectiv am fost bolnavi. Deci nu mai contează foarte mult treaba aceasta. În general, ne adresăm copiilor de colectivitate mică, cam până în jurul vârstei de 7-8 ani, e bine să ținem cont de această, acest aspect la intrarea la școală. După vârsta de 8-9 ani, organismul începe să-și fi creat un sistem de protecție suficient de bun în așa fel încât chiar și dacă vii în contact cu niște agenți patogeni, boala nu mai este atât de virulentă. Dar nu este un, cum să zic, nu este un nivel de siguranță pe care să ne-l permitem ăsta, pentru că noi suntem individual creați, adică fiecare dintre noi este creat diferit și în funcție de acest lucru răspundem mai bine sau mai rău. Da, exact, exact. Acum aș vrea să te rog să ne spui ce suplimente alimentare sau vitamine recomanzi pentru a sprijini imunitatea copiilor la început de an. Cum spuneam, produse sunt foarte multe și ingrediente foarte multe, asocieri între ele de asemenea extraordinar de multe. Există o grupă mai nouă de produse, așa zis, pe bază de fitoextracte, ele se numesc de fapt nutraceutice. Nutraceuticele sunt o gamă de compuși fitochimici, deci compuși naturali, extrași dintr-o serie de plante, care asigură în doze mici, în doze normale, nutriție și în doze mai mari pot deveni terapeutice, deci de susținere. E, și atunci genul acesta de produse sunt cele pe care eu le-aș recomanda acum, nu că vitaminele sau mineralele sau alt tip de produse nu și-ar face treaba, dar nutraceuticele oferă acest plus. Și mai mult decât atât, ne referim la ele ca și cum ne-am referit la tot ce au promovat pediatrii și medicii din totdeauna. Ca să ai un sistem imunitar sănătos și un status nutrițional foarte bun, trebuie să ai o alimentație echilibrată. Și atunci fructe și legume proaspete, igiena somnului, toată povestea aceea pe care o cunoaștem foarte bine. E, aceste nutraceutice practic aduc fructe și legume în doze foarte concentrate, da? Mai mici și foarte concentrate, în așa fel încât administrate zilnic să ne ofere acel și status nutrițional și terapeutic extraordinar. Și atunci le propun celor care ne ascultă și care ne vizualizează această categorie de nutraceutice, să meargă și să caute nutraceuticele. Evident, și ele pot fi găsite în diferite forme farmaceutice. Cele mai importante dintre ele, sau cele mai des utilizate până la vârsta de 12 ani, sunt tot sub formă lichidă și pot fi găsite sub formă de flacoane monodoză sau picături sau siropuri, dar în general trebuie să se uite și să vadă ce constituie. Vitaminele sunt nutraceutice, beta-glucanii sunt nutraceutice, lactoferina, care este o proteină pe care noi o regăsim de la naștere în laptele de mamă, reprezintă un nutraceutic și mai sunt o serie de alte ingrediente. Deci aș zice că aici, într-o administrare conform unei fie zilnică în mod constant, așa, pe parcursul cam a 3 luni. Se știe clar că nimeni nu reușește să administreze zi de zi 3 luni un produs. Mai uităm, mai plecăm, m-am uitat să-l cumpărăm, s-a terminat. Dar puse toate cap la cap, 3 luni de zile, dacă ni le administrăm, o să observăm o schimbare
statusului nostru imunitar în bine, așa, cu ochiul liber. Acesta este un termen lung pentru aceste medicamente? Sau scurt, cum... Este un termen potrivit sau suficient în așa fel încât să sesizăm îmbunătățiri. Da. Sub 3 luni, mai puțin probabil să vedem niște îmbunătățiri semnificative. Există medici specialiști, medici pediatri care indică utilizarea lor pe tot parcursul sezonului rece. Poate să fie și aceasta o variantă, dar adică și pentru 6 luni? Chiar și până la 6 luni de utilizare. Se pot, nu sunt. Nu contravin cu absolut nimic, ele nu interferă cu altă medicație pe care ar mai putea să apară, pentru că asta ce spuneam, grupele acestea farmaceutice pe care le regăsim în, în produsele respective sunt cele pe care noi le regăsim în alimentație, numai că în doze mai concentrate. Acum vreau să te întreb ce produse recomanzi pentru a trata rapid răceala și gripa a copilului? Rapid, adică nici noi nu ne îmbolnăvim. Cred că primul lucru pe care, de care trebuie să ținem seama este să... Ca adult, îți dai seama mai repede dacă se întâmplă ceva cu tine. Da, exact. Copiii nu reușesc să recunoască afectarea asta virală de la început, iar tu ca părinte nu ești întotdeauna chiar acolo 100% să-ți dai seama dacă s-a întâmplat ceva adineauri cu copilul tău. Însă, avem niște resurse cu care să acționăm în primele 24-48 de ore, în așa fel încât lucrurile să nu, adică simptomatologia să nu mai avanseze și să nu devină mai gravă. Pentru că acolo are loc o afectare virală, are loc o replicare virală și cu cât lași loc acestei replicări virale să se întâmple, cu atât virusurile își fac de cap și se înmulțesc în așa fel încât starea ți se depreciază de la oră la oră. Da. Și apar primele semne. La unii dintre noi debutează treaba aceasta cu dureri ale mucoasei faringiene, începe senzația aceea că te doare în gât, nu? Așa, alții cu rinoree sau cu, dimpotrivă, cu obstrucție nazală. La alții dintre noi cu dureri puternice de cap, dureri musculare, da? Deci nu e o regulă, dar cam astea sunt simptomele cu care să putem recunoaște dacă ne-a pișcat ceva. Și atunci venim în întâmpinare cu un antiviral. Un antiviral pe bază de fitoextracte ar fi ideal. Pentru că, din păcate, la momentul acesta, antiviralele de sinteză, ele sunt specifice pe anumite tipuri de virus. Știm că avem Tamiflu, de exemplu, pentru virusul gripal. Este un produs de sinteză care nu se ia decât dacă diagnosticarea a avut loc în mod concret cu virusul gripal și ți-l oferă medicul pe prescripție și tot așa. Deci există anumite antivirale cu țintit către un anumit tip de virus. Genul acesta de simptome despre care vorbeam mai devreme nu aparțin întotdeauna unui virus specific. Nu. Și atunci ne adresăm mai mult simptomelor și modului în care, cum spuneam, ele se întâmplă în organism. Și atunci, optăm pentru un antiviral pe bază de fitoextracte. Fitoextractele să fie într-un, asocierea de fitoextracte să fie într-un număr mai mare. Cu cât un preparat este mai bogat în fitoextracte, cu tare mai multe la oaltă, cu atât șansele ca noi să răspundem la acel produs sunt mai mari. Da. Pentru că ca și la produsele de sinteză, ele fac parte din categorii chimice diferite și noi avem în interior receptori care captează sau nu fitoextractul respectiv. Da. Și atunci, cu cât ele sunt mai multe, cu atât șansele ca să receptăm ceva sunt mai mari și rata de succes să fie mai bună. Ca atare, un antiviral de origine vegetală e binevenit, bineînțeles antiinflamatoare, antipiretice, dacă s-a instalat și febra. Deci simptomele care să se adreseze acestor simptome. Da. Și mergem așa o perioadă de câteva zile. Cu cât lucrul acesta se întâmplă mai devreme, deci cu cât tu începi administrarea mai de timpuriu și șansele ca episodul de boală să fie mai restrâns și mai, să zicem, ușor, sunt mai mari. Adică nu dăm voie simptomele să se complice,
în general, când cu simptomele se complică și organismul intră într-o depreciere, are nevoie de ajutor mai mult și trebuie să ajungem pe la administrare de antibiotic, ceea ce nu ne dorim deloc. Da, da, da. Da, da. Cam așa. Acum aș vrea să te întreb dacă există suplimente alimentare sau remedii naturale recomandate pentru consolidarea sistemului imunitar al copiilor în perioadele de convalescență. Desigur, cum spuneam și mai devreme, avem de unde alege, atât pentru convalescență, cât și pentru consolidarea aceea despre care vorbeam înainte de intrarea în colectivitate, putem să ne folosim de același produs pe care îl avem la dispoziție. Putem să optăm, iarăși, și pentru o altă categorie de substanțe. Am vorbit de nutraceutice, dar putem să ne ducem ușor către vitamine și minerale. Putem să vorbim despre zinc, vitamina C, vitamina D. Oricum, acestea sunt cele mai cunoscute. Da. Toată lumea se duce către vitamina C, nu da. E primul exact. Lucru în momentul când avem o astfel de afecțiune. Sunt preparate acum care pot fi, le pot reuni pe toate la oaltă. Deci în același preparat să găsim și vitamina C și vitamina D și zinc și nu numai. Mai pot fi găsite acolo și o serie de alte ingrediente. Și atunci putem să jonglăm cu fiecare dintre ele. Folosim nutraceuticele în consolidare, folosim acest tip de preparate pe bază de vitamine și minerale în consolidare. Le putem și interschimba între ele. Putem să le folosim 10 zile pe lună, să zicem, pe unele și 10 zile pe celelalte. Adică ele cumva vin în întâmpinarea aceleași probleme, numai că pe mecanisme de acțiune diferite. Și, da. Cum spuneam mai devreme, este foarte, ne devine și mai simplu să avem la dispoziție mai multe clase chimice, că fiecare dintre noi răspunde mai bine sau mai puțin bine la unele față de celelalte. Da. Acum vreau să te întreb, care sunt cele mai bune practici pentru îngrijirea copiilor în timpul convalescenței? Practic, convalescența înseamnă etapa imediat următoare după ce ai ieșit din stadiu acut. Da. Practic, dacă a fost nevoie să... De principiu, e bine să stăm acasă. În primele 3-4 zile, dacă lucrurile nu sunt și mai complicate de atâta, e bine să stăm acasă, să oferim odihnă, o nutriție adecvată, medicația luată la anumite ore corect. Adică ce încerc să menționez este că dacă duci copilul în colectivitate în momentul în care el este afectat, deci știm cu toții că mulți nu au posibilitatea să rămână, să-i lase acasă, că nu au cu cine, dacă sunt foarte mici. Nu întotdeauna poți să ții liber de la serviciu, de câte ori se îmbolnăvește copilul, căci copilul se poate și de 8 ori într-un sezon. E, atunci, cele mai bune practici, cum ai întrebat tu, acestea ar fi să-i oferim o zonă de odihnă, alimentație corectă, camere aerisite, produse cu care, medicamentele și suplimentele, adjuvantele cu care să asigurăm starea de bine a organismului. Iar cât privește convalescența, bineînțeles că după primele 5-7 zile, oricum, trebuie să mergem și la servici, trebuie să mergem și la școală. Acolo e bine să menținem o zonă de protecție, așa cum ziceam, fie cu vitamine, cu minerale, cu nutraceutice, cu ce ne-am simțit mai bine, să oferim o zonă de protecție încă vreo 10-14 zile de la episodul respectiv, pentru că ne întoarcem, cum spuneam, la discuția cu imunitatea. Ea nu este o curbă așa care urcă foarte ușor și în momentul când am fost într-un episod de boală, oricum sistemul imunitar a fost încercat. Na? E, noi trebuie să avem grijă de el și să-i conferim din nou tonusul și statusul ridicat. Și atunci menținem zona aceasta de protecție cu
produsele de care, cu substanțele de care am discutat, în așa fel încât să nu mai abordăm iarăși o infecție rapidă, imediat după. Da. Păi asta este ultima întrebare pe care v-am să-ți adresez. Care sunt factorii care pot contribui la recurența infecțiilor? Păi exact asta. Ce-ți spuneam, important e să ne protejăm după episodul de boală, pentru că altfel rămâne așa o fereastră imunologică foarte larg deschisă pe care pot intra alți, așa ziși, agresori și găsind un teren propice, putem să ne reîmbolnăvim cu foarte multă ușurință. Lucrul acesta se întâmplă, am observat că se întâmplă foarte mult, după bolile de colectivitate. Deși acum, în tot anul ce a trecut, școlar, în tot anul școlar ce a trecut, au existat enorm de multe boli de colectivitate. Am văzut rujeolă, rubeolă, tuse convulsivă, adică tot de lucruri de care eu n-am mai auzit practic din copilăria, cred că a mea. Și ca să se întâmple cu atât de multă frecvență. Ori bolile acestea au un impact destul de mare asupra sistemului imunitar și asupra tonusului organismului și atunci, exact atunci, trebuie să nu ne oprim din a administra produsele care să ne protejeze și să ne dea un tonus corespunzător. Da. Deci nu ne oprim. Mergem 10-14 zile, chiar și mai mult, după un astfel de moment, în așa fel încât să ne protejăm, să fim sigilați. Să acoperim zona aceasta. Exact. Da. Mulțumesc mult, Alexandra, pentru informațiile utile pe care ne le-ai oferit astăzi. Și ne vedem curând. Cu drag! Și vă mulțumim că ați stat cu noi până la final și până la următorul episod realizat de Dr. Fito în parteneriat cu Despre Copii. Vă dorim toate cele bune și un sistem imunitar cât mai puternic. Pe curând!